Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou tutorial video pe tutorialevideo.info. Eu sunt Adrian, iar în tutorialul video de astăzi am să vă arăt cum puteți să copiați un website în totalitate pe calculatorul vostru, după care să-l puteți viziona offline. În modul offline ne referim la faptul că nu o să mai aveți o conexiune la internet sau sunteți la birou cu laptopul și acasă nu aveți o conexiune la internet, citiți un blog destul de des, nu apucați să citiți ziua, să zic, toate informațiile de pe el, însă aveți posibilitatea de a copia tot acel conținut pentru a-l viziona mai târziu sau acasă, da? Acest program se numește Sciotic Web Copy și îl vom descărca împreună și am să vă arăt exact cum se lucrează cu el. Vedeți, linkul de download se află aici în partea dreaptă, da? Noi vom testa acest program pe website-ul nostru, pe tutorialevideo.info. În mod normal, nu toată lumea dorește ca website-ul lor să fie copiat sau să meargă totul pe acea chestie de copy-paste, pentru că se pierde, să zic așa, se pierd mulți vizitatori, pentru că toată lumea descarcă website-ul și nu mai intră nimeni pe acel site ca să vadă de fapt informația. Însă noi vă prezentăm acest program pentru că suntem convinși că cei interesați într-adevăr de website-ul nostru vor reveni să citească informații noi. Da, și acum mai dăm click pe finish. Aici, dacă doriți să participați la îmbunătățirea programului, și aici haideți să scriem direct website-ul www.tutorialevideo.info, ne alegem calea pe desktop, vom face un folder nou, îl vom numi tutorialevideo.info. Ok, haideți să facem și website-ul mare. Am scris www.tutorialevideo.info și acum mai dăm direct copy website. Da, vedeți, am primit mesajul The website URL is not valid, pentru că trebuie să punem înainte HTTP, două puncte și aceste două slash-uri. Da, acum se copiază cam toate imaginile de pe website-ul tutorialevideo.info. Cam, ce să zic eu, se întâmplă acest lucru, sau acest program este exact ca un spider, numai că el copiază în totalitate acum toate tagurile și toate posturile și toate informațiile pe care le avem noi pe website. Da, vedeți că avem aici în partea stângă de jos și categoria pe care o analizează el. Și nu ne rămâne decât să așteptăm. Voi pune puțin pe pauză, pentru că o să dureze ceva timp până trece pe toate linkurile, ca să vă arăt și finalul. Ok, am întrerupt descărcarea, pentru că dura destul de mult. Acum haideți să accesăm folderul în care s-a descărcat website-ul tutorialevideo.info, da? Vedeți aici că a descărcat destul de multe posturi, să zic așa. Haideți să deschidem unul dintre ele. Am să-l deschid cu Google Chrome. Da, după cum vedeți, el în mod normal acum este accesat de pe localhost, adică am descărcat fișierele de care are nevoie. Partea proastă pe care vă informez este faptul că videourile nu se descarcă, adică se va descărca numai textul, iar în cazul în care o să doriți să vedeți tutorialul video, o să trebuiască să intrați din nou pe website-ul nostru, pentru că ele nu se descarcă. În timp ce voi dați play la video,
se conectează automat la unul din serverele tutorialevideo.info pentru a începe acest tutorial video. Ok, atât despre cum putem să ne copiem sau cum putem să copiem un site în totalitate de pe internet. Ne auzim în tutoriale video viitoare. În cazul în care aveți întrebări, comentarii, nu ezitați să ne spuneți acest lucru. La revedere!